Menoate Ministrul Educației va sosi la prefectură. Vom merge câteva minute la întâlnire cu el, mai mult cu oameni de 10 minute. Am să vă rog, în momentul în care vom fi sus, să spuneți să vină ministrul. Așa ar fi corect, să vină să vă salute. Pașcanu este aici? Pașcanu, mâna sus! Mâna sus, Iulian! Târnău? Târnău, Pașcanu, da, Târnău? Târnău frumos! Iași! Întotdeauna sunt legată de felul în care suntem tratați. Am ajuns ca dintr-o categorie socioprofesională importantă pentru societatea românească să fim tratați ca și cum am fi ultimii irresponsabili. Ne lasă toți în mâinile noastre copii și se așteaptă la rezultate minunate. Dar tratamentul pe care îl primim din partea guvernanților nu este cel pe care noi îl merităm. Și de aceea, încă o dată, astăzi suntem aici împreună ca să spunem că suntem nemulțumiți. Și vom fi nemulțumiți până când nu vom fi respectați, până când întreaga societate românească nu ne va răspunde cu ceea ce noi așteptăm. Nu este vorba numai de salarii, este vorba de foarte multe lucruri care astăzi nu sunt cum trebuie și de aceea suntem împreună în stradă. Și pentru că în cadrul federației noastre, în decizia s-a luat ca bichetarea să fie făcută la nivel de prefectură a fiecărui județ, ne aflăm în fața instituției care trebuie să transmită mai departe către guvernanți